Bun găsit la o nouă întâlnire în punctul zero. Eu sunt Magda Axinte și vă mulțumesc că ne urmăriți. Starea noastră de bine, starea noastră de sănătate este strâns legată de hrana pe care zilnic o introducem în corpul nostru. Vom vorbi astăzi despre alimentație, despre alimentația sănătoasă, despre alimentele care ne pot face bine și pe care, introducându-le zilnic în alimentație, ne vom genera energie, stare de sănătate și bună dispoziție. Am invitat un platou pe Valie Ilieș, este medic în medicină complementară și mă bucur să o cunoașteți. Dacă nu ați văzut-o deja în emisiunile trecute ale noastre, o veți cunoaște acum și veți vedea cum se îmbină atât de armonios terapia complementară, medicina și stilul de viață sănătos prin alimentație. Bine ai revenit, Valie! Bine te-am regăsit, Magda, și bună ziua și bine v-am regăsit pe toți! Mă bucur mult să ne revedem, mai ales că acum este și o ocazie frumoasă pentru tine. Ți-ai extins activitatea profesională și alături de masajul terapeutic, de terapia prin acupunctură, reflexoterapie și multe, multe altele, ți-ai extins activitatea și ai introdus și această ramură atât de importantă în sănătatea noastră și anume felul în care ne alimentăm. Cum a venit această schimbare? A venit oarecum natural. Ea, nu i-aș spune neapărat o schimbare, ci o nevoie de a completa ceea ce deja le ofeream clienților, pacienților noștri. Într-adevăr, de curând am reușit să fac un salt spre un alt spațiu mult mai generos și care ne-a permis să ne desfășurăm activitatea mult mai extins, așa să spunem. Și m-am gândit și la a oferi oamenilor posibilitatea să-și achiziționeze și să le face meniuri sănătoase, îmbinând partea de medicină tradițională chineză cu combinațiile alimentare, adaptându-le, evident, la ceea ce putem găsi noi pe piața noastră. Nevoia aceasta a venit tocmai din faptul că, de-a lungul anilor, am observat că, deși oamenii veneau, făceau tratament, acupunctură în special și tot ce ținea de partea de medicină complementară, rezultatele erau oarecum pe termen scurt, pentru că omul pleca de la noi și intra în aceleași obiceiuri, în același stil de viață, în același stres cotidian pe care știa să-l genereze mai mult sau gestioneze mai mult sau mai puțin. Și atunci ne-am gândit să oferim noi această posibilitate, pentru că omul, în momentul în care își cumpără un produs sănătos, îl gustă, vede cum este. Dacă se întâmplă în mod repetitiv, poate să aibă și niște rezultate pe termen lung și atunci completează foarte bine partea de terapii corporale pe care oricum le făceam. Pentru că, așa cum foarte bine ai spus, hrana, alimentul pe care noi îl introducem în corpul nostru, generează această energie a corpului și ne poate face să fim sănătoși sau, din contra, chiar ne poate îmbolnăvi dacă, știu eu, consumăm alimente care produc tot felul de produs de fermentație, de putrefacție în corpul nostru și generează de aici foarte multe toxine. Da. Hrana este o sursă importantă de energie, într-adevăr, dacă ne gândim că fiecare aliment provine de la un organism viu, care este încărcat cu energie, o vibrație, cu informație. Noi introducem informația în corpul nostru prin fiecare aliment, indiferent dacă este procesat sau cât de mult este procesat sau nu. Toate acestea în corpul nostru acționează în timp. Au un efect. Da. Generează o anumită reacție în corp, sigur. De multe ori am citeam chiar faptul că anumite stări proaste pe care le putem avea nu se datorează neapărat unor stări emoționale care sunt, să spunem, disconfortante în momentul respectiv. Pot fi generate efectiv doar din pricina alimentației și a faptului că acele alimente produc o stare organismului și organismul transmite semnalele respective creierului și atunci dăm uneori vina pe anumite stări emoționale când de fapt alimentele noastre sunt cele care, pe care le ingerăm sunt cele care produc acele stări. Trebuie făcută diferența aici. Da, trebuie făcută diferența și ceea ce am observat eu de-a lungul anilor este că
deși există la momentul actual foarte multă informație, totuși nu există atât de multă informație sau există o multitudine de informații, uneori foarte diferite, iar omul la un moment dat nu mai știe ce să aleagă, pentru că în medicina alopată nu se pune un accent atât de mare pe combinațiile alimentare și pe efectele pe care le au anumite alimente atunci când noi le ingerăm. Și cumva inclusiv am întâlnit persoane care vin cu tot felul de diete de la tot felul de nutriționiști, dar în care combinațiile alimentare sau recomandările pentru grupa lor de sânge, de exemplu, sunt total în contradicție cu ceea ce are nevoie corpul respectiv. Adică se merge foarte mult pe un calcul caloric atunci când vorbim de o întocmire a unei diete și mai puțin de unde ne luăm acele calorii. Caloriile pe care noi le introducem în corp ne generează și această stare de bine, ne generează, ne furnizează această energie care să ne susțină corpul fizic sau, din contra, mai mult ne consumă și ne epuizează resursele în procesul de digestie. Într-adevăr, sunt și foarte multe direcții aici. Cred că pentru mulți care au fost preocupați de un stil de viață sănătos, de o hrană echilibrată și au căutat informații, s-au lovit de foarte multe opinii, foarte multe direcții și diete la modă. Și atunci e greu să găsești informația aceea corectă și care să fie potrivită fiecarei persoane, pentru că aici trebuie să-și cunoască și fiecare la ce aliment reacționează bine, la care nu, și atunci trebuie personalizată această modă. Da, sunt persoane care chiar îmi spun. Am observat că atunci când mănânc lactate, de exemplu, pentru că cei care mă cunosc știu că am o problemă cu lactatele, și nu eu, ci este studiat de foarte mulți ani acest domeniu, cei care consumă lactate, da? Ei le consumă de foarte multe ori pentru că le-a spus medicul că lactatele conțin mult calciu și sunt benefice pentru oase, de exemplu, și din potrivă, chiar dacă lactatele sunt foarte bogate în calciu, nu este un calciu care să poată fi absorbabil de către corp, din contra, generează, este cel mai acid aliment, lactatele și brânzeturile sunt cele mai acide alimente, iar corpul tinde să-și refacă pH-ul prin a scoate din oase mineralele alcaline, adică calciu și magneziu. Și se trezește omul că are osteoporoză, eventual cu niște osteofite, adică depuneri de calciu care nu sunt în os, unde ar trebui de fapt să ajungă calciu. Și foarte multe persoane au observat pe propria lor piele, când mănâncă lactate, se balonează, se constipă, au o stare de confuzie mentală, nu mai procesează cum trebuie informația, parcă aud așa dintr-o ceață ce li se spune, dar nu reușesc să perceapă foarte bine mesajul care li se transmite. Alte persoane nu sunt atât de atente la mesajele pe care corpul lor le furnizează și mănâncă de plăcerea gustului. Și am întâlnit foarte multe situații în care spun, nu-mi luați brânza, pentru că luați-mi orice altceva, dar nu-mi luați brânza. Și atunci le spun, încercați pe propria piele, încercați 3 săptămâni, vedeți cum vă simțiți, și după aceea dumneavoastră decideți ce faceți mai departe. Dar fiți atent la toate stările care se produc în corp, inclusiv starea de claritate mentală, cum este scaunul, cum este somnul și așa mai departe, cum este vitalitatea peste zi, energia cu care vă făceați lucrurile până atunci, energia cu care reușiți acum să faceți lucruri. Și într-adevăr, cei care au avut acest curaj să încerce, să intre în acest experiment și să scoată consumul de lactate pentru cel puțin 3 săptămâni, nu au mai vrut să se întoarcă, pentru că au înțeles care este beneficitatea. Mulți spun că carnea nu este bună și atunci renunțăm la carne. Dar lactatele, din punct de vedere al acidității, sunt de 4 ori mai acide decât carnea. Și atunci eu le spun, decât să mâncați lactate, mai bine consumați un pește sau un grătar de pui, bineînțeles să fie dintr-o sursă cât mai sigură, lângă care să puneți niște legume, pentru că iarăși combinațiile alimentare la noi sunt așa cum sunt, mai ales hai ceea să vorbim ce privește despre ele, nu? Că aici e chiar un subiect foarte important. Și să luăm câteva categorii și să vedem cum e mai sănătos să le combinăm.
Spuneai de carne, da, carnea este, și legumele. Așa, ca să spunem, sunt trei principii mari alimentare. Sunt categoria proteinelor, unde avem carnea, brânza, laptele, ouăle, din punct de vedere al proteinelor animale, și proteine vegetale, unde avem lintea, năutul, mazărea, fasolea, deci toate boabele. Aceasta este marea categorie, să spunem așa, cea care formează și structura corpului. După care avem clasa de lipide, grăsimile, adică ele sunt foarte calorice, au foarte multe calorii într-un volum foarte mic, cum este, de exemplu, untul, smântâna, grăsimea, untura, dar și din punct de vedere vegetal avem avocado, care este o grăsime foarte bună, semințele, care de asemenea furnizează calitate foarte bună a grăsimilor respective. Iar cea de-a treia clasă o reprezintă clasa mare a carbohidraților, cei mai răspândiți în natură, unde avem cerealele, orez, grâu, hrișcă, amarant, cerealele, pseudo-cerealele mai nou apărute și la noi pe piață. Principiul este foarte simplu. O proteină animală are nevoie de un pH acid și digestia are loc la nivelul stomacului. Deci are nevoie de un pH extrem de acid în stomac pentru a putea fi digerat. Carbohidrații, cum sunt cartofii, orezul, pastele, cu care noi de obicei suntem obișnuiți să asociem carnea, ele sunt, au nevoie de un pH alcalin, iar digestia lor începe în cavitatea bucală. În momentul în care am introdus în același timp în alimentație o proteină animală alături de un carbohidrat, unul are nevoie de mediu acid, iar celălalt are nevoie de mediu alcalin. Ar trebui să mestec foarte, foarte, foarte bine, astfel încât să imprim cu salivă bolul acela, înghițitura pe care eu urmează să o procesez, astfel încât să reușesc să o transform. Ceea ce de foarte multe ori nu se întâmplă, că mâncăm pe apucate, mai mult înghițim hrana decât să o mestecăm, și atunci ele se neutralizează reciproc. Adică nici carbohidratul nu va avea timp să se digere la nivel de cavitate bucală, iar în stomac va ajunge un bol alimentar care nu va mai necesita acel acid atât de intens. În schimb, carnea nu va mai putea fi procesată corespunzător. Și practic nu se iau nutrienții din acel bol alimentar. Da, nu se absorb nutrienții pentru că organismul face un efort extraordinar să poată să-și absoarbă ceea ce este necesar de acolo și se transformă într-o masă de balast. Și de aici apar toate fenomenele digestive, colite, de fermentație, constipație și așa mai departe. Bun, deci proteina și carbohidrații nu se combină. Proteina animală, animală cu carbohidrații. Mulți spun, da, dar proteina animală este cea mai completă sursă de proteină și este adevărat. Proteina animală conține toți aminoacizii esențiali. Esențial înseamnă că noi nu-i putem aduce prin... corpul nostru nu-i poate sintetiza, ci trebuie să-i aducem prin aport alimentar. Și sunt dispuși în structura proteinei animale, sunt dispuși în acea ordine în care organismul se proceseze ușor. Pe când proteina de origine vegetală fie are toți aminoacizii, dar într-o altă ordine pe care organismul nu o mai recunoaște, fie nu are toți aminoacizii esențiali. Și atunci aici este o șmecherie, se combină proteina de origine vegetală obligatoriu cu un carbohidrat față de situația în care nu se combină o proteină de origine animală care are toți aminoacizii cu un carbohidrat. Proteina de origine animală se combină doar cu legume. Fie că punem o salată lângă grătar sau lângă pește, fie că punem niște legume preparate la cuptor, la abur, la grătar. De asemenea, nu se combină proteina animală cu proteina vegetală. De exemplu, carne sau pește cu ciuperci. Am întâlnit ciuperci, foarte cu mazăre, des, sau cu fasole. Mazăre, da, am întâlnit foarte fasolea des cu ciolan. De combinații. Da, fasolea cu ciolan. Toată lumea spune, da, e foarte bun, zic, da, e foarte bun la gust, puteți să le mâncați, dar la mese separate. Ciolanul la o masă și fasolea la altă masă. Deci toate alimentele sunt bune, aduc principii nutritive, dar e foarte important cum le combinăm în farfuria noastră. Un alt lucru care eu l-am observat și cumva nu știu dacă sunt am atâta putere încât să pot să schimb lucrul acesta, este inclusiv în școli și grădinițe desertul.
format fie din ceva dulce, fie dintr-un fruct. Și le spun la toți, gândiți logic, nu trebuie să luați de bună ce vă spun. Un măr, dacă l-a lăsat mult timp pe masă, el în timp începe să fermenteze. Dacă eu după ce, iar mărul respectiv sau fructul sau tot ce înseamnă glucid dintre ăsta cu zahăr, gen zahăr, glucoză, trece rapid de stomac, da? Pentru a ajunge să se proceseze la nivel de intestine. În momentul în care în stomac eu am prânzul pe care tocmai l-am mâncat... Stă la rând. Stă la rând, dar până stă la rând, găsește în calea lui această masă de alimente și începe să o fermenteze. Și, de asemenea, apar balonările și tot disconfortul digestiv. Iar dacă digestia nu funcționează cum trebuie, nimic în corpul nostru nu funcționează cum trebuie. Adică în momentul în care vedem o persoană care are un abdomen proeminent, ne dăm seama clar că în sistemul ei digestiv lucrurile nu se întâmplă chiar așa cum ar fi normal și atunci nu ne mirăm dacă prezintă tot felul de probleme de sănătate, numai că oamenii fac legătura cu alimentația doar dacă au o problemă strict digestivă. Dacă mă doare stomacul, știu că trebuie să evit anumite alimente. Dacă sunt constipat, știu că trebuie să evit alte alimente. Dar nu fac legătura că dacă am probleme de oase, trebuie să-mi schimb alimentația. De exemplu, ce legătură au oasele cu alimentația? Păi și oasele fac parte tot din structura corpului și sunt hrănite tot de ceea ce noi introducem în corp. Și atunci putem să ne menținem oasele sănătoase, dacă le dăm ce au ele nevoie, sau din contra putem să ajungem la dereglări osoase timpurii dacă nu furnizăm nutrienții care trebuie. Mai ales că acum știm că și oasele se refac. Totul în se remineralizează. Se, adică chiar dacă s-a ajuns la o anumită situație de boală, se poate corecta și se poate îmbunătăți prin alimentație foarte mult. Și sunt foarte multe boli în care doar prin regim alimentar se poate corecta situația. Și atunci e foarte important să ne orientăm atenția, pentru că medicamentele au un rol într-o situație acută. Atunci este necesar să apelăm la medicina alopată, dar pentru a preveni sau după ce trece situația de criză, schimbând stilul alimentar, putem genera o altă stare în corp și în timp chiar să ducă la o vindecare. Bun, să vedem, mergem în continuare cu aceste combinații alimentare, pentru că cred că sunt foarte importante și puțin cunoscute și mă bucur că ai spus de faptul că fructele nu se mănâncă după masă, exact. Se mănâncă înainte de fructele masă, se mănâncă ca cu și cel puțin între... jumătate de oră exact. Înainte fructul de masă. Fructul are o tranzitare foarte rapidă prin sistemul exact. Digestiv, el asigură și un fel de măturiță, adică absorbe toate toxinele din sistemul digestiv, astfel încât face o curățare și se elimină. Mai aduce și rapid. Niște enzime digestive aduce care enzime ajută digestia. Aduce minerale foarte mult, da. Sigur că da. Dar mâncat cum trebuie. Mulți spun, da, mănânc fructe. Dar când le mănânci? Păi după masă, la desert. Păi atunci înseamnă că nu mai absorb da. Nimic din fructul respectiv, degeaba îl mai mănânci. Da, mâncat înainte de masă. Asta, da. Într-adevăr, important. Mâncat și puțin de știut. Masă sau, și puțin aplicat. Star. Și foarte puțin aplicat. Da, de asta spuneam că, deși suntem într-o lume a informațiilor, unde ne putem lua cam tot ce avem nevoie, este foarte important să știm și cum să selectăm din multitudinea de informații pe care noi o avem, pentru că și internetul este plin și dacă dăm o căutare, găsim, așa cum foarte bine spuneai, foarte multe diete, foarte multe variante, foarte multe păreri și omul este bulversat pentru că el spune, bun, medicul acela mi-a spus ceva, aici aud altceva și eu până la urmă pe cine să cred și ce să fac. Tocmai de aceea le spun la toți, nu mă credeți pe mine, experimentați, încercați pe corpul vostru și vedeți cum vă simțiți. Corpul vă dă toate semnalele de care aveți nevoie. Lipidele. Lipidele, în general, le combinăm doar cu legume. Nu putem combina lipidele cu proteină. Gen brânză cu smântână. Știu că o să fie foarte enervant pentru unii cum să nu mai mâncăm brânză cu smântână când este așa de bună. Da, le spun la toți, e foarte bună la gust, dar nu din punct de vedere al sănătății, da? Pentru că brânza este proteină de origine animală, iar smântâna, deși provine tot din surse animale, are proteine, dar are și foarte multe grăsimi, foarte multe lipide și atunci nu este o combinație benefică. Și dacă totuși omul din când în când vrea să consume o porție de brânză cu smântână, eu le recomand să pună în loc de smântână, să pună iaurt, kefir sana, pentru că este deja o proteină fermentată
Și ajută foarte mult la digestie, plus prin aportul de probiotice, de asemenea reglează foarte bine flora intestinală. Și atunci, da, putem jongla cu niște lucruri dacă vrem să ne facem o plăcere odată la un interval de timp, eu îl numesc cheat meal sau cheat day, adică mai și trișăm câteodată, dar chiar și atunci când trișăm, trebuie să trișăm inteligent. Proteinele se consumă în special dimineața? Proteinele se consumă în prima parte a zilei, deoarece organismul este pe arderi mai intense. Până în ora 2-3 după amiaza, organismul are posibil, pentru că ne mișcăm foarte mult, este, soarele este sus pe cer, da, este zi și atunci ajutăm, avem activități mult mai intense, inclusiv digestia este mai intensă. După ora 3, după amiază, 3-4, ideal este să nu mai consumăm proteine pentru că organismul începe să se așeze încet, încet în starea lui de relaxare, sau ar trebui să se așeze în starea lui de relaxare și atunci este bine ca după ora 3-4, după amiază, să îi dăm corpului alimente ușoare și foarte ușor de digerat. Dacă stăm să ne gândim la ce se întâmplă la noi, cam toți sau marea majoritate, masa principală din zi este seara. De multe ori dimineața fie nu au timp, fie nu au poftă de mâncare și lipsa poftei de mâncare arată că organismul este dimineața, arată că organismul este plin de toxine, că peste noapte fie somnul nu a fost odihnitor, fie s-a mâncat seara târziu, fie nu mai avem suficiente enzime digestive care să proceseze ultima masă și atunci nu mai apare senzația de foame dimineața pentru că organismul este încă îngreunat și intoxicat cu masa de seară sau cu multe zile în urmă când n-am mâncat ce și cum trebuie. Și mulți sar peste micul dejun, spun că nu am senzație de foame și aici intervine din nou discuția de ce nu ai senzație de foame. Uite, asta este explicația, pentru că n-ai făcut niște lucruri, pentru că altfel, în mod normal, în maxim o oră de la trezire, organismul trebuie să dea senzații de foame, de șoricei în stomac. Dacă nu apar acești șoricei în stomac, înseamnă că ceva undeva s-a rupt în lanțul digestiv. După care, peste zi, toată lumea este agitată, ocupată, unii au muncă de teren, merg toată ziua cu mașina, discută cu tot felul de parteneri de afaceri sau au foarte multe lucruri de făcut la serviciu, mai ales cei care lucrează în relații cu publicul, nu o să stea în fața ghișeului să se apuce să-și mănânce friptura. Și atunci statul român nu prea asigură pauza aceea de masă sau teoretic este practic mai puțin. Omul nu mănâncă toată ziua și când ajunge acasă și pe fond de stres, stresul acumulat peste zi și cu multe zile și mulți ani în urmă, mănâncă tot ce găsește prin frigider. Și în momentul acela e evident că somnul va fi perturbat, în loc să lăsăm digestia lejeră, să mergem la culcare cu stomacul gol sau aproape gol, ne trezim că îngreunăm foarte, foarte tare stomacul și atunci apare iarăși acest cerc vicios. Deci undeva trebuie să rupem acest lanț. Da? Și masa de prânz, din punctul meu de vedere, trebuie să fie masă de prânz, trebuie să fie o masă cu proteină, fie animală, fie vegetală. Iar seara când ajungem acasă, e foarte frumos să stăm cu familia, de obicei e singura masă din zi când ne putem reuni cu toții, dar alimentele pe care le punem pe masă să fie foarte ușoare. S-a întâmplat să vină la cabinet persoane care acuzau stări de depresie, de oboseală, lipsa chefului de viață și în special insomnii. Și din discuții, până la urmă am ajuns la concluzia că era strict alimentar, exact ce, ce spuneai, faptul că mâncau seara târziu și le-am explicat cum se întâmplă digestia și cum afectează calitatea somnului. Schimbând acest obicei, și-au schimbat... S-a îmbunătățit foarte mult starea psihică. Da. Au reușit să se odihnească pentru că oboseala, a ajuns la oboseală cronică, firește că dă o stare de oboseală pe parcursul zilei, o iritabilitate, lipsa energiei și toate adunate sunt anumite semne care seamănă cu o depresie. Dar nu este o depresie la modul acela de tratament psihiatric sau... Da. Deci se poate descoperi de fapt o cauză
care poate fi corectată mult mai ușor decât să ajungem să apelăm la medicamente sau alte substitute. Exact. Unul dintre profesorii mei spune că cel mai important în viața unui om este somnul. Dacă somnul este de calitate, dacă se culcă la ora la care trebuie, adică 10-10 jumătate seara, dacă doarme profund peste noapte și se trezește când răsare soarele, adică vara mai devreme, iarna un pic mai târziu, și suntem în armonie cu acest ciclu al naturii, atunci toate funcțiile organismului pot fi echilibrate. Dar dacă somnul este perturbat, mai ales în persoane care se trezesc noaptea și se duc ca niște somnambuli la frigider și mănâncă din frigider, nici măcar nu-și mai aduc aminte a doua zi ce au făcut, atunci automat apar tot felul de dereglări, așa cum spuneai, pentru că în medicina tradițională chineză depresia are și cauze alimentare și, bineînțeles, și cauze emoționale sau un cumul de factori. Autodetermină. Da, ele se autodetermină, pentru că dacă nu mâncăm cum trebuie, nu reușim să gestionăm emoțiile, pentru că mulți spun, da, dar nu pot să, șeful este același în fiecare zi, soțul acasă este același în fiecare zi, eu cum pot să fac față la stresul acesta? Chiar dacă nu schimbăm contextul, pentru că de multe ori nu avem cum să schimbăm pe cineva de lângă noi, dar schimbându-ne noi atitudinea față de factorul care ne întreține o stare de stres, reușim să, în timp, să înțelegem, să gestionăm mai bine. Și citeam chiar astăzi un material în care se relua ideea că nimeni nu apare întâmplător în viața noastră, că dacă ceva ne deranjează la celălalt, de fapt trebuie să-i mulțumim că a apărut în viața noastră și că ne-a apăsat acele butoane care ne determină să vedem ce mai avem de lucrat, de fapt, cu noi. Așa că dacă nu ne place șeful, trebuie să vedem ce aspecte din șeful nostru nu ne plac, ce declanșează noi și unde n-am vindecat acele lucruri și să ne întoarcem la noi, de cele mai multe ori în mica copilărie, și să reușim să gestionăm aceste situații. Totul este despre a gestiona. Nimeni nu trăiește în zen, în mijlocul pădurii și nici nu este asta ideea. Tocmai provocările zilnice ne pot ajuta să ne adaptăm mai bine. Dacă ar fi să spui câteva alimente, câteva produse care sunt benefice și care ar fi utile de a fi consumate și de a intra în rutina noastră alimentară zilnică, care ar fi acele? Un aliment care are niște principii extrem de valoroase și care nu poate fi egalat de nimic este peștele. De aceea evident că trebuie să avem o sursă sigură și un pește de calitate și, bineînțeles, prepararea lui, că dacă l-am prăjit deja, nu mai vorbim despre același lucru. Dar uleiul de pește, cu care eram îndopați și noi de când eram mititei, uleiul de pește conține acizi grași și esențiale omega-3. Mulți spun, da, dar pot să-mi iau acești acizi grași și din semințe de in, de cânepă. Numai că puțin știu că acești acizi grași esențiali, omega-3, sunt de 3 tipuri la rândul lor și doar 2 dintre ei sunt cu lanț scurt și se găsesc doar în pește, iar celălalt este cu lanț lung și se găsește în produsele de origine vegetală. Și atunci eu, ca să pot să absorb foarte ușor aminoacizii de care am nevoie, eu peștele nu l-aș scoate din alimentația nimănui. Știu că unii vegani, ro-vegani, nu sunt de acord cu această părere, dar vreau să spun că după un timp în care am discutat inclusiv cu persoane vegane, ro-vegane și le-am adus argumente în favoarea folosirii peștelui, au început să-l consume, rar, dar au început să-l consume. De asemenea, există studii că mamele care în perioada sarcinii sau mamele care alăptează consumă ulei de pește, inteligența bebelușului lor crește cu până la de 4 ori față de un copil care nu, a cărui mamă nu are în alimentația ei acest preparat. Deci unul dintre alimente ar fi peștele de bună calitate. Apoi, evident, tot ce înseamnă semințe. Și când vorbesc de semințe, oamenii cumva iarăși la noi zic, păi și cum să mănânc eu semințe de floarea soarelui așa, sau știu eu să mănânc semințe de dovleac sau caju, cât caju pot eu să mănânc?
Dar din semințele acestea se pot face tot felul de produse care există la momentul respectiv, la momentul actual pe piață, inclusiv lapte din semințe sau din caju, iaurt, brânză de caju, de exemplu, care este absolut delicioasă și care ajută foarte mult la, de asemenea, la aportul de vitamine și minerale ale corpului. Avocado, iarăși, este o grăsime foarte bună, care n-ar trebui să lipsească din bucătăria nimănui. Cam astea ar fi așa cele care, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să lipsească și care, din păcate, cam lipsesc. Mai puțin peștele, care să spunem că există cam la toată lumea. Nu foarte mulți știu să-și prepare laptele de migdale sau laptele de caju sau lapte de semințe sau icre de amarant sau brânză de caju și tot felul de lucruri de genul acesta, guacamole din avocado și așa mai departe. Adică sunt produse pe care noi le oferim oamenilor și chiar și cei care nu erau obișnuiți cu astfel de situații. Am avut o situație foarte interesantă. Acum o săptămână am avut o masă festivă și am pus pe masă produsele pe care noi le furnizăm, printre care și icre de amarant. Și a venit o doamnă care nu știa despre ce este vorba și m-a întrebat, zice, ce sunt acestea? La care eu îi spun icre de amarant. Doamna a mâncat vreo 2-3 felii de pâine cu icrele de amarant, a fost foarte încântată și la un moment dat o cheamă pe una dintre colege și spune, uite, mănâncă și tu icre, știi ce bune sunt? La care colega ei spune, da, dar știi că sunt vegetale. Nu sunt vegetale, sunt din pește amarant. Ea a avut impresia că există un pește care se numește amarant, adică după ce a mâncat 2-3 felii, ea nu a putut să facă diferența că de fapt nu mâncase icre de pește. Bineînțeles, nu exclud și consumul de icre de pește, dar, așa cum spuneam, există și alte alimente care la noi nu sunt valorizate și cu toate acestea ele sunt foarte gustoase și aduc beneficii foarte importante corpului. Vorbim și despre cantitate, pentru că cred că și aici e de învățat. Cam cât ar trebui să mâncăm zilnic? Eu am avut surpriza să îmi fac, să-mi țin un jurnal la un moment dat, din curiozitate. Și am constatat că mâncam mai mult decât era nevoie și organismul meu avea nevoie. Și mă gândesc că poate noi cu toții, de cele mai multe ori, depășim nevoia și consumul. Depășim, pentru că, bineînțeles, nu toată lumea stă cu jurnalul și cu cântarul, deși se recomandă, dar nu toată lumea stă. E un exercițiu bun pentru o perioadă, măcar, pentru că noi nu conștientizăm, de fapt, cât mâncăm. Dacă scriem zilnic cât mâncăm, o săptămână, nu mai mult. Exact. După aceea știm cam ce cantitate avem. După aceea ne dăm seama de obiceiurile noastre alimentare. Da. Bineînțeles că se face un calcul caloric în funcție de înălțime, greutate, vârstă, activitate fizică, zilnică, mediul de lucru, dacă lucrăm în mediu mai rece, evident că avem nevoie de mai multe calorii și așa mai departe. O persoană normală are nevoie undeva la, ca un calcul simplu, rația energetică a unei persoane este metabolismul bazal înmulțit cu 1,1. Sunt foarte multe formule de calcul, dar asta e formula care eu am adoptat-o pentru că este cea mai simplă, nu stai să memorezi formule de calcul. Metabolismul bazal înseamnă necesarul pe care îl are corpul nostru în momentul în care nu face nimic, adică stă legumă, nu se mișcă, nu clipește, nu face absolut nimic. Evident că niciunul dintre noi nu funcționăm pe metabolism bazal și de aceea se mulțește cu 1,1. Cum se calculează metabolismul bazal? La femei este 0,9 calorii pe kilogram corp, deci în funcție de persoana pe care o avem, și pe zi, adică pe cele 24 de ore. Tot acest metabolism bazal, rezultatul se mulțește cu 1,1 și ne dă necesarul energetic a acelei persoane. Dacă vorbim de un bărbat, metabolismul bazal este de o calorie pe kilogram corp și pe zi. În momentul în care noi am calculat omului necesarul energetic, este foarte important să avem în vedere faptul că dacă la greutatea lui actuală noi calculăm acest necesar energetic, noi îl păstrăm pe omul respectiv la acea greutate. Adică dacă omul are 100 de kilograme și eu îi calculez necesarul lui energetic la 100 de kilograme, eu nu voi ajuta să slăbească. Pentru a-l ajuta să slăbească, trebuie să-i fac un deficit caloric de maxim 500 de calorii din valoarea pe care am calculat-o.
Și aici vine provocarea, pentru că omul zice ce a mâncat un pumn de semințe, dar așa cum spuneam, semințele au foarte multe lipide, mai ales dacă sunt și prăjite, crește cantitatea de uleiuri concentrate, iar un gram de lipid furnizează 9 calorii față de un gram de proteină sau un gram de carbohidrat care furnizează 4 calorii, deci dublu și un pic mai mult. Asta înseamnă că dacă eu am mâncat un pumn de semințe, deja am depășit cu mult necesarul pe care îl aveam. Sau am întâlnit persoane care îmi spun, nu știu de ce mă îngraș, pentru că mănânc toată ziua grătar cu salată. Și eu întreb, da, pui ulei de măsline în salată? Zice, da. Și cum pui? Că nu spun să nu pui, tocmai pentru că vitamina A și toate vitaminele liposolubile se absorbă în prezența unui ulei gras. Ele sunt liposolubile. Și atunci, da, este necesar să punem ulei în salată sau semințe. Dar contează și cum punem. Că dacă eu am luat sticla de ulei și am turnat peste salata respectivă, eu nu am niciun control la ce se întâmplă acolo. Da? Iar 100 de mililitri de ulei furnizează 900 de calorii. Bineînțeles, nu punem 100 de mililitri de ulei și nu cred că e cineva care să consume 100 de mililitri de ulei, dar chiar și dacă o persoană consumă, pune două sau o lingură, da? Într-o salată, asta înseamnă 10-15 mililitri de ulei. Asta înseamnă 90-100 de calorii numai din acea lingură de ulei. Păi eu atunci, suta aceea de calorii va trebui să o scad din restul rației energetice care mi-a mai rămas. De asta spuneam, atenție că lipidele, într-un volum mic, au un număr foarte mare de calorii. Și atunci e foarte bine, așa cum spuneai la început cel puțin, să măsurăm și cât ulei punem și câte semințe. Da? Semințele sunt sănătoase, dar dacă pun prea multe, am depășit cu mult necesarul energetic care este pe zi și spunem după aia, m-am îngrășat, dar n-am mâncat mare lucru. Dar dacă tu ai stat la birou și ai ronțăit semințe, da? Sau caju, da, caju este sănătos, dar depinde de cantitate, pentru că și el este foarte caloric. Și atunci este foarte important să ne alegem acele alimente care sunt slabe calorice și aici intră toate legumele. Ele sunt foarte, adică dacă te apuci să faci unui om un meniu predominant din vegetale, ar trebui să-i pui câte o oală de legume pe zi ca să ajungi la necesarul energetic pe care îl are. Deci vegetalele sunt foarte slab calorice, pe când lipidele sunt foarte bogate. De asemenea, un lucru care nu se ia în calcul și care trebuie întrebat subiectul atunci când vrem să întocmim un meniu, dacă consumă sau nu alcool. Pentru că unii spun, am întâlnit persoane care au spus, da, beau vin, dar e ca apa. Pentru mine e ca apa, beau un pahar de vin, este firesc, da, dar el trebuie calculat. Pentru că un gram de alcool furnizează 7 calorii. Da? Dublu față de proteină sau față de carbohidrat, ca să nu mai spunem de efectul pe care îl are de biciuire a ficatului, a pancreasului și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri, eu de asta le spun, apropo de jurnal, le spun, ok, vă întocmesc un meniu alimentar, dar faceți-mi un jurnal măcar pe 3 zile. O săptămână ideal, dar măcar pe 3 zile. Și nu e neapărat pentru mine. Este și pentru mine pentru că reușesc să-mi dau seama care sunt preferințele omului, unde avem de lucrat, dar este foarte important pentru om, pentru că reușește să vadă, de fapt, cât de multe mese are pe zi. Pentru că sunt persoane care ronțăie toată ziua și la sfârșitul zilei zice, dar n-am mâncat nimic astăzi. Dar dacă pui cap la cap acele ronțăieli, mai ales covrigei, semințe și lucruri foarte calorice, îți dai seama că a depășit cu mult necesarul caloric și atunci se justifică de unde kilogramele în plus. Da, ajută foarte mult la conștientizare, de fapt, că aici e foarte important să-ți dai seama și înțelegând cam câte calorii, după aceea nu mai e nevoie să stai să calculezi, pentru că este și acesta un factor de stres, să stai să calculezi tot timpul caloriile. Dar în momentul în care deja ai învățat cam cum, știi din mers cum să-ți combini, cât să tabele, mănânci. Da, există tot felul de tabele, de imagini acum și pe net. Da? Că o bucată de carne trebuie să aibă cât palma, că o felie, o bucățică de unt care să o mâncăm dimineața, de exemplu, trebuie să fie cât falanga degetului mic, pastele trebuie să fie cât încape în pumnul persoanei și așa mai departe. Deci fiecare trebuie să-și cântărească în funcție de cum este el. Nu putem să generalizăm că una o să mănânce o persoană de 50 de kilograme și altă cantitate va mânca o persoană care are 80 de kilograme, de exemplu. Adică nu putem să mâncăm toți la fel, nu putem să mâncăm toți aceleași alimente, aceleași cantități.
Da, în momentul în care e prea mult, da, e senzația aceea de prea plin, când se mănâncă în exces, toată energia corpului se duce acolo ca să ajute, să ajute digestia și tot procesul acela. Și atunci, într-adevăr, starea aceea de oboseală, starea de somnolență de după masă, este un semn că alimentația nu a fost tocmai cea potrivită? Da. În mod normal se spune că trebuie să ne ridicăm de la masă în momentul în care nu suntem la saturație. Da. Bineînțeles că, mai ales dacă mâncăm repede și mâncăm vorbind cu alte persoane sau făcând alte lucruri în timp ce mâncăm, nu mai suntem conștienți la cantitatea pe care noi o mâncăm. Tendința este să înghițim cât mai repede, că nu avem decât 5 sau 10 minute timp de masă, după care repede să sărim să ne reluăm activitățile și la un sfert de oră dormim în scaunul de la birou. Da? De ce? Pentru că, așa cum spuneai, sângele se duce să digere acea masă pe care noi am ingerat-o. Dacă este și o combinație nefavorabilă, organismul va consuma și mai multă energie ca să poată să metabolizeze ceea ce noi am consumat și de aici apare lentoarea și starea de somnolență de după masă. Mulți mă întreabă, e bine să dormi după amiaza sau nu e bine? Dacă ai mâncat, răspunsul este nu, e bine, pentru că în somn, știm cu toții, toate funcțiile organismului sunt încetinite. Deci dacă tu ai stomacul plin și te mai și culci, practic, sistemul digestiv va funcționa mai lent și alimentele care nu pleacă de acolo, evident că vor furniza toxine. Exact opusul a ceea ce ne-am dorit. Exact opusul a ceea ce ne-am dorit. Consumul de ouă este benefic? Oul este un aliment complet. De asemenea, nu l-aș scoate 100% din alimentație. Eu am avut surpriza să văd în China, de exemplu, de fiecare dată când am fost, că la ei nu există cultul acesta ca la noi, să nu mănânci decât 2 ouă pe săptămână. Ei mănâncă dimineață și prânz, sigur, masa are ouă, poate mai puțin seara, dar în fiecare zi și foarte multe dintre mesele lor conțin ouă în diverse variante. Și la un moment dat chiar am întrebat un chinez, l-am întrebat dacă ce părere are despre acest abuz de consum de ouă, pentru că eu veneam din România unde se spune că nu e bun să mănânci mai des de 2 ori pe săptămână, și s-a uitat la mine și a zis, nu este adevărat. Nu are nicio legătură. Deci, oul este un aliment complet. E foarte important felul în care îl preparăm, pentru că dacă le-am prăjit din start, nu mai au aceeași valoare nutritivă. Dar dacă le consumăm fierte moi, oul este un aliment cu reale capacități terapeutice. Dacă, în schimb, este fiert tare, gălbenușul este foarte tare, oul devine toxic și, de asemenea, dacă este consumat în a doua parte a zilei, nu mai este benefic pentru sănătate. Deci, da, în prima parte a zilei, dimineață și prânz, oul este un aliment complet. Dacă îl facem fie ochiuri, ouăle poșate, da, ochiuri pe apă, fie îl fierbem moale sau omletă fără ulei sau cu foarte puțin ulei. Despre carbohidrați. Aș vrea să mai vorbim, pentru că și aici sunt necesare, fibrele sunt necesare, nu sunt doar în carbohidrați, dar dacă ne referim acum strict la carbohidrați, în același timp un aport prea mare, din nou, nu este foarte... Depinde și de tipul de carbohidrat. Benefic, da. Pentru că, în general, boabele la noi sunt foarte modificate genetic. Și grâul, cel puțin, și încă unele dintre cereale conțin acel gluten. Gluten, dacă este să luăm din traducerea din engleză, glu înseamnă lipici. Deci, atunci când consumăm carbohidrați cu conținut de gluten, glutenul acesta, practic, creează o mâzgă densă la nivelul intestinului, acea placă mucoidă care se creează pe colon, și care, de unde rezultă procese inflamatorii în corp. De aceea, apropo de persoanele cu probleme osteoarticulare, una dintre soluții este reducerea sau scoaterea completă a glutenului, cel puțin pentru o perioadă. Dacă consumăm, în schimb, cereale integrale, unde bobul nu a fost rafinat și atunci există aportul de fibre și glutenul nu mai este lăsat să facă aceste ravagii în interiorul corpului sau aceste pseudocereale, da? Cum spuneam, hrișcă, amarant, mei,
atunci lucrurile se schimbă. De aceea, carbohidrații oricum sunt răspândiți peste tot în natură, este baza alimentației, pentru că un 50% din caloriile pe care noi le consumăm pe zi provin din carbohidrați, inclusiv legumele conțin carbohidrați, dar este foarte importantă calitatea lor, să consumăm cereale integrale pe cât posibil și aceste pseudocereale, și excluzând sau reducând foarte mult consumul de grâu rafinat, mai ales combinațiile foarte bune, gen patiserie, bune între ghilimele, evident, gen patiserii, produse de patiserie, care au primii trei care conțin primii trei factori proinflamatori, adică zahăr, carbohidrat rafinat, că majoritatea sunt făcute cu făină albă, și eventual brânză. Și, sau dacă nu, în compoziție, oricum, posibil să aibă smântână sau altceva. Da? Această triadă sunt, așa cum spuneam, primele trei cap de serie de produse inflamatorii pentru corp. S-a dovedit că dacă o persoană, după ce mănâncă o astfel de masă, care să conțină acești trei nutrienți, analizele îi ies pe partea inflamatorie ca și cum persoana respectivă are o inflamație extraordinar de mare în corp. Și atunci s-a ajuns la concluzia că ele fac foarte multe daune în interiorul corpului nostru și nu este un aliment care să-l consumăm, cel puțin nu zilnic. Că mai mâncăm o plăcintă odată la nu știu cât timp sau de sărbătorile de iarnă. Eu recomand, dacă vrei să-ți faci un moft, o dată pe săptămână, maxim de două ori pe săptămână. Dar, ca să lași timp organismului, da, pentru că dacă ai mâncat, da, dacă ai mâncat o dată pe săptămână, de exemplu, o plăcintă, nu se întâmplă nimic, corpul are capacitatea să contracareze. Dar dacă tu mănânci dimineață, prânz și seara de 20 de ani același aliment, în colon, practic, aceste plăci mucoide care se depun pe peretele colonului îngustează foarte mult lumenul intestinal și, practic, nu mai se elimină nimic din reziduri, toate stagnează acolo, se adună în pliuri și cancerul de colon de aici este foarte aproape. Și foarte răspândit, din păcate. Și din păcate foarte răspândit. Ne apropiem de finalul deja? Emisiunii deja. Eu sper să fi adus informații utile pentru toți cei care ne-au urmărit și să măcar să fi pus pe gânduri și să înceapă să fim conștienți, nu? Și starea aceasta de a fi conștient ceea ce faci, de a nu fi pe pilot automat, cu toate că viața este într-un ritm foarte alert, da. Și este într-un ritm, da, foarte alert. Nu mai avem timp să gătim, nu mai avem timp, tocmai asta a fost necesitatea, ok, tot felul de restaurante, firme care oferă alimentație, dar ce fel de alimentație consumăm din restaurantele respective. Asta a fost nevoia, tocmai pentru că oamenii sunt într-un ritm alert, nevoia a fost hai să oferim oamenilor un mod de alimentație sănătos și echilibrat. Să aibă și de unde alege. Și să aibă Există mai multe variante, da, și atunci în funcție de cum dorește fiecare să-și schimbe stilul de viață, în care și alimentația să aibă un rol important și, cum spuneam, conștient, e benefic să știm că există variante și putem alege până la urmă. Totul ține și de a ne forma gusturile. Da. Pentru că e foarte greu un gust care este deja pervertit, care e învățat cu zahărul rafinat, care este învățat cu făină albă, e foarte greu să-l convertim, pentru că știm că alimentele mai integrale nu au același gust, sunt un pic mai fade și atunci, într-adevăr... Dar prin repetiție și creierul nostru se reeducă și chiar vom constata că ceea ce nouă nu ni se părea că este foarte dulce, de exemplu, constatăm după o pauză de dulce că este extrem de dulce și de fapt nu e chiar atât de bun. Da, exact. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Mult, mult succes! Și te aștept cu drag, oricând, aici la noi, la Întâlnirea în punctul zero. Sigur, cu drag, oricând. Vă mulțumesc și mă bucur să fim din nou aici împreună. Sper și până data viitoare să informațiile să le folosiți pe cât se poate de mult și vă este util și permis. Până data viitoare, eu vă doresc ca de obicei gânduri senine.